subvenții pentru cei care angajează absolvenți ori persoane cu vârsta de peste 45 de ani, dar și amenzi pentru angajatorii care nu respectă legea. Sunt principalele prevederi ale unei noi legi care face referire la sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă. Noua lege intră în vigoare din 22 octombrie. Avem o primă modificare importantă. Angajatorii ar trebui să depună în termen de 24 de ore locul de muncă vacant la agențiile locale sau agenția județeană. E un lucru important pe care, sigur că ca și sancțiune pecuniară, e destul de importantă. Amenda este între 3.000 și 5.000 de lei, deci e un lucru care trebuie evitat. Noi, în general, am dat avertizmente pentru nedepunerea efectivă a locurilor de muncă vacante. Oferim un sistem electronic în momentul acesta, în așa fel încât pe platforma www.adspo.ro orice angajator, de la orice distanță, pe orice platformă pe care o utilizează, să poată să-și depună acest loc de muncă vacant în timpul pe care îl prevede legea. Noua lege nu vine însă doar cu sancțiuni, ci prevede și facilități pentru angajatori. Astfel, agenții economici care încadrează în muncă absolvenții ai unei instituții de învățământ primesc din partea statului o bonificație pentru o perioadă de 12 luni, dacă îl țin pe acesta pe post timp de 18 luni. Și modificările din lege continuă. De asemenea, sunt câteva modificări referitoare la persoanele care mai au 5 ani până la pensie. E o posibilitate de subvenționare până la nivelul de acces al pensiei anticipate sau a pensiei de limită de vârstă. Și de asemenea, avem pentru tinerii marginalizați social, de asemenea, o posibilitate de extindere de la 2 ani de subvenție la 3 ani cu subvenționarea unui salar la nivelul a doua indicatoare sociale de referință. Un indicator social de referință în momentul acesta este la nivel de 500 de lei. Ele sunt, sigur, mult mai multe modificări care s-au făcut. Noile prevederi legislative sunt atât în beneficiul angajatorilor cât și al șomerilor. Condiția este ca fiecare dintre ei să respecte legea. Reprezentanții Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă sunt convinși că aceste noutăți vor ajuta și la scăderea ratei șomajului din județ.